Au trecut brusc de la copilărie la maturitate când și-au ținut pentru prima dată bebelușul în brațe. Pe cele 9 mame care locuiesc cu micuții la centrul de primire a copilului în regim de urgențe nu le-a lăsat sufletul său să-și abandoneze pruncii, deși nu aveau mai nimic să le ofere. Chiar dacă până acum viața le-a dezamăgit, tinerele mame sunt dispuse să meargă mai departe pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor. De cât timp locuiești aici? De o lună aproape. Aveai înainte un adăpost deasupra capului? Unde ai locuit? Lucram din patron, la diferiți patroni la muncă. Da, o locuință aveai? Nu. Cum ai ajuns aici? Lucra la un patron la Vâlcele, aici la Darabani. Și fiind acolo cu copilași, el începuse să nu ne mai dea lemne la copii, să facem focul. Și atunci eu m-am dus și am spus la bucătărea să acolo la bucătărie că nu ne dă lemne și că eu o să chem protecția copilului acolo, ca să vadă ce fel de condiții are și ce fel de mâncare dă el. Că dă mâncare stricată și carne din oi moarte, viței morți și așa mai departe. Și am spus că chem televiziunea acolo, OPC-ul și așa mai departe. Și el când a auzit, a sărit la mine și m-a bătut. Unde ai locuit înainte? Aici, în Constanța, la socrii mei. Și ce s-a întâmplat? De ce nu am mai putut rămâne acolo? Pentru că socrul meu le are cu băutura și nu ne înțelegem deloc. Decât să stau să mă cer toată ziua sau să terorizez copiii mai bine. Ai reușit să te adaptezi repede aici? Cum ai fost primită? Bine, am fost primită bine. Până acum totul e ok. Te-ai gândit la ce vei face mai departe? Tot așa. Cred că o să caut o chirie nouă undeva și deocamdată nu pot munci pentru că cea mică are doar 3 luni. Cele mai multe mămici au solicitat un adăpost odată cu instalarea iernii. Pe lângă acoperiș și cele 3 mese pe zi pentru ele și micuți, mamele beneficiază și de consiliere psihologică. Centrul poate adăposti mama și copilul pe o perioadă de 90 de zile. În acest timp, femeile sunt ajutate să își găsească un loc de muncă și o locuință. Dacă unele reușesc acest lucru, altele au mai puțin noroc. În astfel de cazuri, împovărate de greutăți, femeile ajung la capătul puterilor și sfârșesc prin a-și abandona copiii. Avem solicitări din partea mămicilor care, odată cu sosirea iernii, au rămas fără adăpost și cu mai mulți copii, cu nou-născuți și cu copii cu vârste mai mari, și atunci am avut cereri și din partea primăriilor care ne-au solicitat sprijinul. Chiar ziua de vineri a fost o zi plină, a intrat o mămică cu 3 copii. Tinerele mămici trebuie să aibă grijă de cei mici, să îi îngrijească alături de educator care se ocupă ca mămicile să aibă grijă de educația copiilor, să aibă grijă ca aceștia să fie înscriși la o grădiniță sau, dacă sunt mai mari, la școală. Sunt mămici care la plecare își părăsesc copilul și îl lasă aici la centru? Au fost cazuri în care nu au existat posibilități și ele au recurs la astfel de măsuri în pofida consilierii. Iarna este lungă și cu siguranță mai sunt mămici care nu au un acoperiș deasupra capului sau trăiesc în condiții neprielnice pentru micuți. Pentru a primi adăpost, femeile care doresc să-și apere copiii de frig pot depune o cerere la sediul DGASPC.